Așa au lucrat Dumnezeu în inima ei, încât să renunțe la toate gândurile de sinucidere și să-și să păstreze viața pe care dat o dat-o Dumnezeu. Și o zis că de atunci au învățat-o pe de rost. Mă uimește Dumnezeu cum alege El momentele să mă pună pe mine să scriu ca peste, nu știu, zeci de ani să lucreze în viața cuiva, să-l scape de la moarte sau așa de asta toată slava lui. Oamenii nu înțeleg. Mă, de ce faceți voi asta? Uite, aceeași întrebare aș putea o pune la David, la Rahela. Rahela cu copii, cu... acum așteaptă al doilea bebe și de câteva ori pe săptămână vin de la Pitești, de câte ori trebuie, în misiune. David, deja e a doua săptămână sau a treia? A doua. Nici nu mai știe. În care a plecat de acasă. Ce faci acum, în loc să faci banii pe care îi făceai, te întorci să lucrezi voluntar? Ce faci? Cum faci? E foarte greu pentru o mămică să fie pe drumuri. Da, nu e ușor. De multe ori, mergând în misiune, oamenii îmi spuneau Dar cum? Cum poți să mergi? Ai un bebe de crescut, mai stai acasă cu el, mai are nevoie de mediul lui, are nevoie să, de să se dezvolte." Și astăzi vreau să vă fac un anunț care e o mare provocare pentru noi. Ne-am rugat mult, am stat înaintea Domnului. Dumnezeu ne-a vorbit că trebuie să mai facem un pas. Suntem într-un punct în care lucrarea, pe cum vedeți, venim de multe părți. Lucrarea trebuie să propășească. Salutare, oameni dragi! Iată-ne într-o zi frumoasă de primăvară. Acum, în preajma sărbătorilor, zilele sunt frumoase totul înflorit, sperând să nu vină înghețul. Suntem la o discuție. Am numit un podcast special pentru că este special. Astăzi o să discut cu oamenii speciali cu care lucrăm de atâta timp și vreau să vă spun de la început că e foarte greu ca să-i pun să vorbească. Cineva, nu de mult, eram într-o altă țară, ne-a invitat la un podcast și am zis, mă, nu putem, că nu vor. Adică nici nu știu ce să zică. Încă de la început, de când au venit toți aici, își puneau toți întrebarea Eu ce să zic? Eu ce să zic? Și am zis, Bă, nu știu ce să ziceți voi, dar abia mă gândesc ce să zic eu. Așa că astăzi încercăm să uh, aducem în fața voastră câteva din experiențele care le-am avut. O să încercăm să uh, vă spunem din viziunea care o avem pentru anul ăsta și pentru viitor. În fața noastră ne stau provocări foarte mari și astăzi cred că e prima dată în care vom face public acest lucru. Așa că sper că lucrurile să fie bine și să, să fim bine, da? S să, vorbiți toți, nu numai eu. Dragilor, ce faceți? Mă bucur că în final, după cu greu, da? După mai mult timp, reușim astăzi să discutăm câteva lucruri. Cum sunteți? Bine. Ești bine? <laughs> da, soția mea se vede că deja a făcut un podcast cu mine, ea vorbește. <laughs> uh... Astăzi împreună cu noi e fratele David, care se ocupă de sonorizare. Fratele Moise, îl vedeți foarte rar. Astăzi e în fața camerelor. El de obicei e în spatele camerelor. Mai avem un frate cu noi care nu se vede, fratele Iosif. E acolo în spatele camerelor, face cu mâna, dar data viitoare sperăm să-l prindem aici în față. Este soțul Andrei, Sora Andreea o cunoașteți, sora Rahela o cunoașteți, sora Mariana. Uh... Și fratele Cristi. Și fratele Cristi, da. De cele mai multe ori eu. De fie, adică nu de cele mai multe ori, de fiecare dată mă gândesc că n-ar trebui să fie eu omul care să pună întrebări. Uh... Tot mă rog domnului să găsească câțiva, să-i aduc aici în echipa asta care să mi ia locul din partea asta, că eu prefer să fiu acolo undeva. <coughs> Poate facem schimb cu fratele Iosif. <coughs> Cum sunteți, dragilor? Venim după două zile de evangelizări, Astăzi ne pregătim pentru a treia. Obosiți? Bucuroși? Suntem bine. Se pare că suntem bine. Slavă Domnului! Bine. Da, după două zile în care am văzut că Domnul a lucrat într-un mod deosebit. Vineri într-un mod deosebit, dar m-a rugat ca Domnul să, să, să lucreze și aseară. A fost bine, slavă Domnului. Nu știu de unde să începem, cu ce să începem. Poate că ar trebui să începem să spunem câteva experiențe. Ce ziceți? Care, care are curaj să înceapă? Acum, numai cu prioritate, femeile și băieții. Trebuie să spunem că sunt doi băieți necăsătoriți. Și uh, trei surori căsătorite. O să pun multe întrebări. Rezolvăm multe ecuații doar dintr-o afirmație. <coughs> uh, hai să povestim. David, începem cu tine. Că ești cel mai vechi dintre toți, aparte de mine și de soția mea. Cum e lucrarea în 2023? Asta vreau să zic, așteptam întrebări, că ai zis că. ce <laughs> cu întrebările? Nu prea, nu prea am eu răspunsurile acum, dar... În <laughs> uh, 2023 mi s-a părut un an foarte fain, în sensul că după o pandemie, așa, unde n-am mai avut libertatea să facem ce, ce am fost obișnuit să facem și Domnul ne-a ne încărcințat, uh, s-a văzut așa și frații Parcă a fost mai cu inimă să, să organizeze mai multe evangelizări și uh, au fost destul de multe evenimente și totodată vedem că Dumnezeu lucrează și parcă mai mult ca altă, dată și ca în trecut uh, pregătește așa tineri și oameni noi pentru lucrări și uh, misionari. Cred că asta ne bucură că în vremurile astea din urmă Dumnezeu lucrează și pregătește poporului pentru, pentru repuire, pentru vremurile astea care urmează. Slavă Domnului! Adevărul că parcă mai mult ca niciodată au venit la evanghelizări. Am rămas șocați în biserici, și mari, și mici, arhi pline. Și asta e un semn foarte bun. Și mulțumim Domnului că ne dă har. Acum n-am fost noi la așa multe evangelizări ca și alte dăți, trebuie să recunoaștem. <coughs> dacă ar fi fost după fraz, ar fi invitat aproape în fiecare zi. Doar că în primele trei luni ale anului am zis că stăm în post și rugăciune și lucrăm foarte mult în spate și s-a lucrat foarte mult ca să pregătim mai multe platforme, să... ca Evanghelia să ajungă la cât mai multe persoane. Nu știu dacă cineva care ne vede și-a imaginat că într-un an ar trebui să ajungă la câteva milioane de persoane, eu îmi doresc ca mesajul Evangheliei, nu eu, mesajul Evangheliei, să îl transmitem cu curăție și să ajungă la milioane de oameni. Domnul Așa de să pune. fie. Da. Mai, mai revenim la David. Hai ca să începem cu Moise. Moise, poate ne spui câteva cuvinte despre tine, că tu de obicei ai lipsit. Ai stat tot acolo în spate și în biserici. Nu te văd oamenii. Ești în biserică, ești acolo la mixaj mereu dar nu te vezi între toți. Da, îi mulțumesc, domnule, că mi-a dat oportunitatea să slujesc împreună cu voi. Sunt ucenicul lui David. <laughs> Stau nu se vede, încă nu mai nu se vede, învăț să pe știi, lângă el. Tu ai păr, el n-are. Sunt ucenic în partea tehnică, partea care facem Așa. aici. Și mă bucur să fiu împreună cu voi, mă bucur că sunt spate. Am foarte multe lucruri de învățat, Învăț multe lucruri așa numai pe lângă și îmi place să fiu în spate. Vreau să ajut, vreau să fac să meargă bine tot ceea ce Domnul mi-a încredințat și cât mă ajută Domnul, vreau să, să stau acolo în spate. Poate Dumnezeu o să, să fac o vreme și o să spună că trebuie să vin un pic mai în față, poate nu o să mă bagi chiar în față de tot. <laughs> Dar... De asta ți e frică, nu? <laughs> nu mi-e frică, cred că Dumnezeu, când o să fie vremea, o să ridice. Că am observat exact cum suntem și noi, stăm lângă Domnul, încercăm să rămânem smeriți, dar cum e paradigma că Dumnezeu pe cei smeriți îi înalță? Și noi spunem de multe ori că nu vrem să spunem sau n-am niciun sfat sau nici nu știu ce să spun și când începem să vorbim, toarnă Domnul. Și atunci spun oamenii, wow! Păi cum, tu nu vrei să fii în față? Că uite ce frumos ai vorbit, ce bine ai vorbit, ce ordonat tot. Și noi ne vedem din nou starea și spunem, nu, deocamdată Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit o vreme să rămână aici și mulțumesc Domnului și rămân aici unde am pus și când o să vină vremea să înaintăm, o să merem cu Domnul. E bine, acum trebuie să spunem o chestie, nu? Că orice lucrare are câțiva oameni vizibili și și alții, poate mulți, da, exact. care nu se văd. Acum, la noi nu sunt chiar așa mulți care nu se văd, dar sunt o parte din ei care nu se văd. Am uitat să menționez la început că suntem doar o parte din echipă, că n-am fi avut aici loc toți. Da? Mai avem oameni care nu sunt, alții sunt în străinătate, alții sunt la casele lor sau să pregătesc pentru evangelizarea la care mergem astăzi. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Noi acum încercăm să vorbim și numele lor dacă putem, dar uh, cu alte ocazii o să-i o să cunoască oamenii și pe ei. Uh, tot așa sunt ca și ceilalți, nu vor să vorbească, dar sperăm să reușim să scoatem de la ei câte ceva. Moise, Domnul, să te binecuvintezi acolo unde ești. Amin, amin. Pe toți, amin. amin. Mă bucură foarte tare faptul că o faci cu credincioșie, cu pasiune. Domnul, să fie slăvit pentru asta. Revenim și la tine cu mai multe întrebări. Hai să vedem ce face sora Andreea. Cum e după căsătorie? Cu slujirea? Ai, viața e frumoasă. Atâta timp cât ești cu Domnul și cât timp vezi că Dumnezeu ți-a dat răspuns la rugăciunea. Asta simt în viața mea. Am un soț minunat, Iosif, <laughs> care acum, chiar dacă nu lângă mine, mă bucur că e lângă tine, dar nu, nu e în fața camerelor. Da, e, poate era mai relaxată dacă era aici, da. Da, nu simt că e, nu o simt neapărat uh, să fiu omul care vorbește în față. <coughs> Viața e frumoasă, mulțumim Domnului, suntem bucuroși și că putem să, să slujim în măsură în care reușim. Dacă ar fi fost aleg, aș, aș fi ales și eu să stau mai în spate undeva. Dacă se putea și de jos cu un microfon, nu mă supăr. Dar tot ce-mi doresc e ca să pot sluji Domnului cu însmerenie, fără să arăt cine sunt eu sau cine pot eu, că vinele luptele să mă împing așa în față sau să îmi dea impresia că poate aș fi cineva sau așa. Dar tot ce-mi doresc e să, să fiu pe placul Domnului. Îi mulțumesc lui că o ales, el a ales pentru mine să, să slujesc aici și mă bucur că am putut să fac, să, să fac alegerea asta, să slujesc. Biblia spune că lumina nu trebuie să fie ascunsă sub un obroc. Acum, noi ne luptăm să fim lumini în lumea asta. Și câteodată, lumina Trebuie să-și asume responsabilitatea de a fi văzută. Uite, de exemplu, aici, dacă am fi folosit lumina diferit, nu ne-am fi văzut în fața camerelor, nu? În vremea asta eu cred personal, acum vorbim foarte sincer și, și pentru noi și pentru ceilalți, că e o, un, o chestie de asumare. Da, trebuie să ne asumăm faptul că e o luptă de dus, dar trebuie să fim mărturii vii. Oamenii trebuie să vadă în noi pe Hristos. Nu ne ascundem. Ca așa ne trimitea Domnul undeva în munți, la o mănăstire și duceam acolo pocăința liniștiți. Trăim în societate și scopul nostru e ca oamenii să vadă pe Hristos și să fie mântuiți. Așa că, deși ne greu, De e greu, da. e un har. Adevărul e că na, slujirea nu înseamnă neapărat să faci ceva în văz sau nu-i doar cântatul, nu-i doar predicatul văd mulți oameni care, pur și simplu prin faptul că pot să stea să te asculte, e o slujire. Și nu toți pot să facă lucrul ăsta. Vreau să evidențiez că nu doar cântatul sau să fii în fața acolo, wow, e doar aia slujirea, gata, ei sunt slujitori. Slujitori sunt, sunt toți care se pun la dispoziția Domnului și îi apreciez. Da, trebuie să dezvoltăm asta. Adică subiectul ăsta, pentru că toată lumea, trăim o o idee de asta. Mă toate impresiilor. Da, o impresie de asta că doar a sluji înseamnă să predici și să cânți. Sau poate să fii proroc. sau poate să. Și doar atât. Eu mă gândesc că sunt atâtea lucruri de făcut. Atâtea lucruri de făcut încât, dacă oricine își pune întrebarea, Doamne, care e chemarea mea, e atât de mult de lucru încât poți să te implici în zeci de lucrări. Nu doar în față. Nu doar eu știu, doar a cânta. Acum, noi folosim cântarea, Domnul ne-a dat niște daruri. Vrem să le folosim spre slava Domnului, pentru că cel mai ușor mod de a ajunge la inimile oamenilor astăzi, e prin cântare. E foarte ușor pentru un om să asculte o cântare. Nu vrea să asculte un mesaj din scriptură? Nu. Așa că, și am avut multe experiențe frumoase, nu? În care oamenii au zis... Acum, ne spui mărturia care uh, ai avut acum câteva, câteva duminici în urmă. Știu că Moise era la mixer și... Uh, zi, Moise, tu, zi. Eram la Marga, cred că. A, da, acum am amintit. Că, am, că tot am vorbit despre Da, eram la Marga și m-am pus în spate, acolo unde stau eu de obicei și am uitat o soră la mine, m-au văzut că fac parte din grup și mi-au spus dacă noi am scris cântarea Biruitor în pustiu. Și am spus că da, fata de acolo din față, da, da, am văzut că face solo. Și eram un pic destul de stresat, că mai trebuia să mai rezolvăm câte ceva. Și am început să-mi povestească, dar nu prea eram foarte atent, nu puteam să fiu atent și, și am, am, ascultat un pic, mi-a spus câte ceva și i-am spus foarte fain, dar vă rog frumos să mergeți și să vorbiți cu ea, că e o încurajare foarte mare, e ceva deosebit și merită să o asculte. Și cred că Dumnezeu o să o întărească și o să îi dea așa un impuls să meargă mai departe și să fie încredințată că ceea ce Dumnezeu a pus în Andreea e de la El. Și așa am îndemnat-o să vină la Andreea să îi spună povestea. Și de aici te las pe tine. Da, a fost o încurajare foarte, foarte faină pentru mine. Deși nu sunt singura care primește cântări de la Domnul, suntem mai mulți, Uh, mai sunt momente când ne mai încurajează Dumnezeu, chiar cum ziceam, mai să ne mai dă câte un imbold așa să mergem înainte. Da, era o soră scumpă, au venit la mine și uh, m a îmbrățișat și mi a spus că au vrut să-mi spună mărturia ei și au zis că o, acum un an uh, au avut o perioadă așa de depresie foarte puternică și o, încât au ajuns să decidă cumva să-și pună capăt zilelor. Și chiar în perioada aia, cineva, o rudă din familia ei, i-a trimis cântarea asta cu biruitor în pustie. Deci că după ce au ascultat cântarea aia, așa au lucrat Dumnezeu în inima ei încât să renunțe la toate gândurile de, de sinucidere și să să-și păstreze viața pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și o zis că de atunci au învățat-o pe de rost și o zis că vrea să o cânte zilnic că o încurajează foarte tare și o, ai, m mă bucurat enorm. Toată slava și toată gloria Domnului, el face lucrurile astea și știe, mă uimește Dumnezeu cum alege el momentele să mă pună pe mine, să scriu ca peste, nu știu, zeci de ani, să lucreze în viața cuiva, să-l scape de la moarte sau așa, de asta toată slava a lui. Noi nu avem putere, nu avem noi ce să contribuim prea mult decât să ne lăsăm Disponibil. A fost o experiență faină. Slavă Domnului. Acum nu putem să spunem decât că toată slavă e Domnului. Amin, amin. Noi mulțumim că putem fi acolo unde Dumnezeu ne cheamă și uh, am spus lucrul ăsta ca să vedeți că Dumnezeu lucrează prin cântare. Uh, revenind la ideea anterioară, cântarea e un mod de a ajunge la inimile oamenilor mai ușor astăzi am avut o experiență foarte frumoasă, nu de mult în Germania, în care un frate a, zis, a venit și ne-a povestit, uite, eu am fost șofer pătir în America, povestea el, că uh, niciodată n-am avut de a face cu nimeni din biserică și într-o zi, stând în camion, dădeam scroll așa pe telefon și uite, am dat o cântare, am dat pe repet și Dumnezeu mi-a schimbat viața. De atunci am căutat pe Hristos, nu cântarea schimbă viața, Duhul Sfânt lucrează prin cântare și apoi omul ajunge la Scriptură și asta și astăzi are putere să schimbe viața la să fie Domnul. Biblia. Slavă Domnului! Rahe, ce mai faci? Bine, mulțumesc! Faci bine? da. Mă, tu te-ai te mutat din Banat? Da, m-am mutat la Pitești. Ești Piteșteancă? Acum avem o, 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 mămică eroină aici. Eu știu ce înseamnă nu mă asta. Nu consider. Nu te consider. Nu. Lasă-mă să spun eu. Știind, acum pot să vorbesc ușor că nouă ne-au crescut copiii, ei noștri sunt mari deja. Știind sacrificiile pe care le-a făcut soția mea, într-o vreme în care nu eram atât de mulți, într-o vreme în care... Am dus greu acestei lucrări, s-a dus greu foarte greu. Trăiam prin credință. A fi prin credință, a trăi prin credință în lucrarea asta, înseamnă nici măcar noi să nu avem câteodată mâncare pe... suficientă pe masă. Când n-am ajuns până în punctul să ducem lipsă de tot. Acum, tu te-ai căsătorit? Cum e? Viața de după căsătorie, că și de la tine? Slavă Domnului! E foarte, e foarte bine. E foarte bine. da, e frumos, cum zice Andreea, viața e frumoasă. Mai ales când am un soț care mă susține și dacă el nu ar fi fost, eu n-aș fi putut să merg niciunde. Cum a fost primul al de căsătorie, nu am putut să venim. Mă las să spun ceva. Da, zi. Hai să spun ceva. Ideea e în felul următor. Tu înainte nu era așa implicat. Acum, sora Rahela are și bebe. Asaf deja are cât? Un an și trei luni. Un an și trei luni. De la două luni, nu? Da, de la, de la luni. două luni, din momentul ăla, voi v-ați implicat și mai tare. Deci Asaf a fost în toate turnele misiunii el dat de la două luni până la un an și trei luni. Deci e cel mai mic misionar din echipa asta. <coughs> uh, și v-am văzut cu mai mult devotament după ce ați avut un bebe. Stai că e puțin contra firii. Că majoritatea zic că m-am căsătorit și acum tu l aștept al doilea bebe. Cum e să faci misiune? Cu familie și cu bebeluș după tine, cu mașina toată ziua, cu pampers ah, Cu mâncare, după mine, mâncare. mereu. <laughs> e provocator, dar e și frumos. Chiar mă gândeam zilele trecute că înainte să mă căsătoresc, aveam perioade când nu mă simțeam bine fizic. Alergam dintr-o parte în alta și la școală și la muncă și la biserică. Încercam să fac lucrarea de la biserică de aici și din Moșnița. Și cu grupul dat, de multe ori știți că alergam mult și veneam noaptea acasă, mă culcam târziu, de multe ori nu mă simțeam bine fizic. Nici nu aveai grijă de tine așa Nici nu aveam grijă așa. de tine, nu. <laughs> <laughs> Recunosc. <laughs> Cred că e pentru puținele momente care cunoști. <laughs> 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 și acum pot spune că e mai bine, chiar dacă e provocator și, și cu bebe, ales acum de când așa uh, nu mai uh, papă lapte de la mine. <lip> Uneori e mai dificil, mereu trebuie să mă gândesc că trebuie să-i fac mâncare, să-i pun la borcăneli, să... <lip> Tot felul de detalii de-astea. unei mămici. Femeile știu ce e, <lip> vorbesc. Bă, bă, da. Dar e frumos, e frumos. Și mai ales că, cum v-am spus totul meu, Cătălin, mă susține foarte mult și fără el nu aș fi putut. În timp ce eu cânt, el stă cu bebele și... E un har, e un mare har. Slavă Domnului! Acum te-am întrebat asta, și de ce? Că majoritatea zic, mă, m-am căsătorit, nu mai fac. Nu mai pot să fac. Adevărul că e nefiresc. Nefiresc. Cumva, dacă ar fi să o luăm logic, bă, nu se poate chiar așa. Și pe noi ne credeau oamenii nebuni. Și adevărul că, după gândirea noastră modernă, e nebunesc să mergi și să faci evangelizare. Ne spuneau în momentul în care noi nu aveam casă, noi am stat aici în anexa aia și era anexa unde au fost animale odată. Băi, lăsați voi misiunea pentru aia bogați. Poate păi, dacă pe noi Dumnezeu ne-a chemat. Acum vă pun o întrebare la toți. Ce înseamnă să te cheme Dumnezeu și să nu te înțeleagă oameni? Spuneți-mi voi. Hai Moise, să tu zâmbezi, tu. Da. <laughs> Chiar am avut un... Sau înainte de a avea un podcast cu fratele Gabriel David, mulți mă întrebau: Cum le-ai lăsat tot și te-ai apucat de misiune? Acum spune spune ce ai lăsat, că tu lucrai în construcții mult și domnul ți-a vorbit zi. tu da. tot. Lucram în construcții se și era bine. Era bine, dar parcă ceva lipsea. Bine din ce punct de vedere? Bine din punct de vedere uh, material, bine din punct de vedere spiritual. Din toate punctele de vedere, era bine. Acum, când mă uit în urmă, văd că totul era bine. Dar atunci, parcă simțeam că îmi lipsește binecuvântarea de plină. Deci... Ce înseamnă aia? Uh, eu am simțit-o asta la bani, pe partea financiară. Uh, după ce plăteam tot, după ce achitam tot ce trebuia, rămânea strict un necesar. Stai puțin. Deci tu, ca să înțeleagă oamenii, tu aveai o echipă de construcții, tu te ocupai de echipa aia. Tu erai șeful, da? Da. Așa. Și? Trăgeai linie? Și când trăgeam linie, îmi rămânea strict necesar. Cât aveam nevoie, cum era. Ceva din mine vrea mai mult. Și cred că asta cumva poate a fost de la domnul. Dar mai mult la bani? Sau la ce? La uh, ce vrei mai mult? Mai mult și la bani și să mă simt altcumva. Deci nu mă simțeam împlinit. Am înțeles. și am început să caut pe Domnul. De ce nu sunt împlinit? De ce, de ce nu-i bucuria aia? Că îmi spuneau mulți prieteni, tu deja ai oameni în construcții, la tine e bine, totul bine. Deja mă priveau cumva așa, că eu sunt sus și nu eram. Nu eram acolo. Și am început să caut pe Domnul. Doamne, unde-i capacul ăla peste binecuvântare? Unde e binecuvântarea mea de plină? Vreau să fiu fericit, să fie totul bine. Și țin minte că vreo trei săptămâni m-am rugat în continuu. Până am ajuns să spun, Doamne, ce îmi spui să fac, asta fac. Dacă îmi spui să mai continui, continui. Dacă îmi spui să mă opresc, mă opresc. Voia ta se facă cu viața mea. Și asta cum așteptai ca Dumnezeu să-ți vorbească? Acum, eu după ce am m-am rugat și-am plâns înaintea Domnului, am deschis Biblia. Mulți o să zică că eu... Da. Și când am deschis Biblia, am deschis la unul Timotei, unde spune, îndeamne pe bogați să nu se încreadă în bogățiile lor și să nu, să nu mai, mai... Nu mai amintesc exact pasajul, dar știu okay, că m-a cercetat Dumnezeu în mod special și apoi a început Dumnezeu să-mi vorbească personal la nivelul minții. Am simțit și am știut că Dumnezeu îmi vorbește și mi-a spus Domnul așa, dacă continui, un duc de la de bani vine peste tine. Vreau să te oprești și te chem înapoi în lucrarea mea. Și țin minte că două zile eram un pic nedumerit, dar de fiecare dată când vorbeam cu Domnul și îi puneam întrebări, chiar eram și pe schelă, oriunde eram, făceam... Material, orice făceam, întrebam pe Domnul, și Dumnezeu îmi răspundea. Tot ce ține de plecarea mea din construcții, și tot de dorințele mele, pe care erau de mic, ca să am mai mult, să pot să dau mai mult, și tot ceea ce eu mi-am dorit de mic să fac, să trag, am pus înaintea Domnului. Doamne de, am vrut așa, eu m-am rugat așa. Ce se întâmplă? O să mai continue să se mai întâmple așa? Nu o să mai fie așa. Și Dumnezeu îmi răspundea la toate întrebările, și prin asta. Am fost foarte convins, și sunt foarte convins că Dumnezeu mă cheamă aici. Cum mai și... descrie convingerea ta? Păi, e foarte puternică. Bun. În cuvinte. Deci, oamenii nu înțeleg. Mă de ce faceți voi asta? Uite, aceeași întrebare aș putea o pune la David, la Rahela. Rahela cu copii, cu... acum așteaptă al doilea bebe și de câteva ori pe săptămână vin de la Pitești, de câte ori trebuie în misiune. David. Deja e a doua săptămână sau a treia? A doua. Nici nu mai știe. În care a plecat de acasă. Cum o simți tu? Zi tu și după aia poveste și ei. Păi, în primul rând, eu vreau să am o relație personală cu Dumnezeu, tata meu. Și atunci am căutat voia Lui. Și eu am știut că atunci când cerem de la Dumnezeu o pâine, nu ne dă o piatră. Și atunci am știut clar că atunci când a început să îmi vorbească Dumnezeu, a venit pace peste mine, a venit o putere care o putere care m-a făcut să sting toate întrebările și toate cum să spun tot ceea ce alții îmi spuneau că nu e ok. Toate influențele din, da, exter da. din exterior. Mai ales că îmi spuneau mulți, sunt tânăr, trebuie să mă însor și ce faci acum în loc să faci banii pe care îi făceai, te întorci să lucrezi voluntar? Ce faci? Cum faci? Și da, e o provocare, dar prin faptul că Dumnezeu mi-a vorbit personal, vocile astea nu mai au, nu mai au ecou, nu, nu se mai aud. atât de convins sunt că mi-a vorbit Dumnezeu, pentru că a venit pace peste mine, abia am așteptat să intru în lucrarea lui Dumnezeu și acum mi-am câte ceva de făcut în construcții care trebuie să le termin, am vorbit să le termin, am spus că lucram cu fratele meu, și am spus că tot ceea ce am început împreună o să ducem la final, și o să ducem și asta la final și apoi o să rămân în lucrarea la Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a dat așa un fel de pace, nu un fel de pace, pacea care vine de sus, să fiu mai specific, și nu mă mai afectează. Știu exact unde mi-e locul, știu și sunt convins ferm convins că Dumnezeu aici m-a pus și chiar nu știam cum să explic toate lucrurile astea. Chiar am avut un podcast cu fratele Gabriel și spunea că chemarea e irezistibilă. Deci când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, nu mai pur și simplu nu mai găsești toată plăcerea în ceea ce te cheamă Domnul și nu mai găsești plăcere în altceva. Nu mai găsești plăcere, cum spunea el că era profesor și Dumnezeu l-a chemat la facultatea de teologie și a spus că nu mai găsea plăcere să fie profesor. Exact așa am făcut și eu. Deși toată viața își dorea să fie profesor. Da, da, da. Exact așa, așa pot să spun și eu. Toată viața ne am vrut să trag, să fie bine pentru mine, să, să fiu cu Domnul de acolo sus undeva și nu știu cât de sus nu știu dacă te ridică sau te coboare um, avuțiile e foarte e foarte important la cine dă Domnul da, corect în gestiune da, în dar lucruri. am văzut și pe partea asta binecuvântarea Domnului pentru că ca și creștin, ca și pocăit um, în primul rând de, înainte de toate pot să spun trebuie să fim oameni și am observat la mulți oameni dacă ai bunul simț și uh, ai unele calități care poate nu te treci neapărat la pocăiți, uh, ajungi în față. Și am știut că dacă mă țin de ele, o să ajung în față. Adică oamenii o să, o să mă caute, oamenii o să aibă nevoie de mine, asta am vrut să zic că o să ajung sus, dar cu Domnul, clar. Și, da, dorința mea a fost să fiu și pe partea asta de construcții să fac, dar atunci când mi-a vorbit Dumnezeu, S-au schimbat prioritățile. Pur și simplu n-am mai găsit plăcere la construcții. Cine știe ce fel de construcții va trebui să faci. Tu? Da, corect. <laughs> corect. Dar n-am mai găsit plăcere. Abia m așteptat să intru înapoi în lucrarea Domnului și pot să spun acum cu toată inima că găsesc plăcere în ceea ce fac, mă bucur, am pace și Dumnezeu a început să lucreze așa. Asta în aici. mine, prima dată, și apoi să văd că Dumnezeu chiar m-a chemat aici, să înceapă să confirme ceea ce mi-a vorbit. De-aia sunt profund încredințat că Dumnezeu m-a chemat aici. Doamne ajută, e foarte fain. Hai să revenim la Rahe. Rahe, la tine ce te face să te, să te dedici atâta? E foarte greu pentru o mămică să fie pe drumuri. Da, nu e ușor. De multe ori, mergând în misiune, Oamenii îmi spuneau, dar cum, cum poți să mergi? Ai un bebe de crescut, mai stai acasă cu el, mai are nevoie de mediul lui, are nevoie să, de să se dezvolte. El se și îmbolnăvea de că Atât de des parcă se îmbolnăvea și tocmai atunci, înainte să plecăm cu o zi. Înainte cu o zi, exact atunci făcea febră, atunci se îmbolnăvea, atunci făcea bronșolită. Ah. Și după ce ne întorceam, la fel. Uh, și se dădeau multe lupte în, în, interiorul meu și mă gândeam, Doamne, dar eu ce fac, Doamne, eu nu sunt o mică, eu nu sunt, ce fac cu copilul ăsta, ce fac, cum, cum, cum îl cresc, cum îl educ, cum are nevoie de mediul lui, cum, unde așa pe drumul toată ziua, cum. Și multe lupte se dădeau în interiorul meu. Și de asta spuneam că de multe ori nu mă consider o mică bună și încerc să fac tot ce pot pentru, bebe, pentru bebele meu și viitorul copil. Cât cât mă va ajuta Domnul, încerc să fac și fac tot ce pot ca să fac lucrarea asta. Eu știu acum cum am plecat în Germania, mai știi? Da, nici nu știu, Doamne, Doamne. Acum deci că mă atât de stresată urmă... erai, nu, nu lua suzetă, nu lua biberon. Nu lua biberon, nu lua nimic. Cum o să fie pe drum, că de obicei voi când veniți în misiune veniți cu mașina voastră. O, da. o mașină e rezervată pentru voi și Adică, a voastră, da. tot timpul, mașina voastră e cu bebele, și uh, erați foarte stresați. Cum o să facem că trebuie da. să fim în același microbuz? Era stresați. <laughs> Eu de mă gândeam noi. că o să plângă și o să-i deranjeze pe cei din jur, și cum o să fac? Cum? Da. Și Domnul a dat izbândă. Da. Deci atunci am văzut că un copil se adaptează în orice circunstanță. Așa e. Pe lângă asta. Acolo a fost învățat să ia Suzetă, a fost într-o da, echipă, Am avut mare. mai mulți părinți. Așa. Așa. Și biberon, nu? Da. A fost biberon foarte am... liniștit în mașină. Asta am experimentat și noi dinainte, când îți ziceam ție, da, pare, pare ciudat. Pare o nebunie. Pare o nebunie. Pare, pare dar pare eu, nebunie am, eu am avut experiență cu ei noștri, știi? Acum, eu sunt trebuit soția mea că deja ea are copii mari. <laughs> Deci trece prin toate etapele. Andreea încă nu are. Trebuie să învețe de la celelalte. Tu ai acum. <laughs> și ea are copii de 13 ani. Trebuie să spunem că ai două fete care sunt mai înalte ca tine. Da. Imediat, dacă mai stăm puțin, mă depășești și pe mine? Da. <laughs> Cum e viața de slujire după ce ai avut copii mici? Acum cea mai mică a noastră are șase ani. Șase ani, Eva, da. Am vrut să zic că viața de slujire implică foarte mult sacrificiu și dacă nu suntem dispuși să sacrificăm, uh, uneori riscăm să experimentăm uh, uh, minuni cu Domnul și lucruri foarte mărețe. Să nu experimentăm. Doar să nu experimentăm, E ah. așa, scuze. Uh, uh, Viața de slujire pentru mine și cu copiii mici și cu copiii mari e o provocare. <laughs> o fost greu. O trebuie și eu de multe ori să îi las acasă bolnavi. O trebuie să îi iau din spital cu semnătură ca să pot să plec în misiune. O trebuie să îi las la Pitești, la Mânici sau aici, la Timișoara. Uh, nici nu știu cum, uh, cum am rezistat, cum au trecut anii. <laughs> Slavă Domnului, a fost bine. Am văzut mâna Domnului ori de câte ori am, am riscat. De multe ori m-am simțit și eu că nu sunt mamă bună, că îi las. De multe ori plângeam înaintea Domnului, Doamne, dar acum las eu copiii și merg în lucrare? Dar Domnul de fiecare dată mi-a arătat că se poate, adică primeam așa o pace și copiii erau acasă foarte liniștiți și foarte bine binecuvântați și nu cumva nu duceau așa lipsa, știau că mama cu tata trebuie să fie în misiune și aveau liniște aia și împlinirea totodată știind că noi suntem în lucrarea Domnului da, a fost o perioadă intensă când au fost mici. Uh, nu prea sunt obișnuit acum. <laughs> Viața cumva s-a schimbat. Da? Nu mai trebuie să fiu așa intens, că deja sunt mai mari. Dar uh, tot e o responsabilitate și un sacrificiu pe care trebuie să-l facem ca și părinți. Acum, știi ce zicea înainte să începem podcastul ce zicea fratele Iosif? Zicea că dacă vrei să ai experiențe, treci prin momente grele, câteodată. Așa că, da, când vrem să experimentăm lucrări cu Dumnezeu, ieșim din confort, 100%. Asta e cel mai delicat spus, adică cel mai frumos spus. Că ai ieșit din confort înseamnă că câteodată și să te tăvălești prin amol. Na, durere, durere suferință, lupte, nu. Uh, da, mai ales lupte, luptele nu? astea care se dau. Mulți oameni nu să se întrebe, băi, dar la voi nu se dau lupte? Băi... Nu vă gândiți vreodată, băi, dar oare e lucrarea în care trebuie să fiu? Eu încep și spun că la mine se dau lupte, da? <laughs> trebuie să recunoaștem că toți avem lupte, oameni buni. Dacă vedeți o imagine frumoasă, pentru că e o cameră poate mai scumpă în fața noastră și ne filmează, da? Nu numai pe noi, am dat un exemplu. Toți oamenii ăia au lupte toți oamenii au lupte. Spunea cineva de păstori că de cele mai multe ori sunt singuri. Pentru că fiecare om în singurătate are o luptă de dus, atunci se vede exact relația care o ai cu Dumnezeu. Și prin faptul că suntem împreună, da, suntem împreună, frumos, mergem la slujire, dar da. acasă fiecare avem luptele noastre de dus. Andreea spune de cântări, nu vă putem spune că înaintea unei cântări sau după când primești de la Domnul, trebuie să plătești un preț. așa știu, așa e. Ne dai un exemplu la vreo cântare. Cam la toate au fost câte o experiență. Într-adevăr, cele mai multe au fost mai grele din punct de vedere spiritual. Cele mai multe au fost lupte spirituale, la nivel de gând. Dar nu mă, nu mă întristează sau nu sunt, nu-mi pare rău că am trecut pe acolo, că toate mor, toate mor m uh, educat, mor întărit în credință, Dumnezeu m m-am întărit în credință prin ele și câteodată, sau de cele mai multe ori, când uh, treceam prin momentul la greu, plângeam și nu îmi pare rău că nu știe nimeni. <gângânt> nu îmi pare rău. Că au fost e, momente dar... între mine și Dumnezeu. Și Dumnezeu știa că aveam nevoie de pastila aia, de doza aia, de <gângânt> apăsare, poate, puțin. Deci, în primul rând, să înțeleg că Domnul ți-o dădea <gânt> pentru tine o cântare. De cele mai multe ori. Eu niciodată nu m-am gândit că s-ar putea aplica în viața cuiva experiența, adică versurile care au venit în urma experienței mele. Uneori plângeam și Dumnezeu punea în inima mea, sfânt, îmi spunea, acum trebuie să scrii. Și mă puneam și scriam, nu știam ce să scriu, mai ales se întâmpla și în timp ce plângeam așa, se întâmpla să mă apuc să scriu și eu nu știu ce scriu. Și după ce terminam de scris uh, versurile, abia așteptam să citesc să văd ce am scris și citeam și Dumnezeu îmi vorbea exact pe... mă întărea prin, prin cuvintele alea. Și de asta spun că... Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău de niciuna din momentele alea care au fost așa, poate mai, mai grele, dar îi mulțumesc Domnului și pentru ele. Da. Interesant. Da. Adică eu știu ce înseamnă interesantul ăla. Interesant. interesant de greu, interesant de frumos. Da. Ai, Doamne Iisuse, hai milă de noi! Da, mi se pare un lucru foarte fain. Ca prima dată, Dumnezeu să te lasă pe tine ca om să experimentezi, ca apoi să experimenteze și alții. Pentru că n-am putea pregăti, un bucătar n-ar putea pregăti o masă, o mâncare pentru cineva fără să guste. Fără prima dată să guste din ea, nu? Da, și chestia mai frumoasă pe care o are Dumnezeu latura, la că te lasă și să vezi câteodată câte un strop din cum au vrut să lucreze prin cântarea sau prin, nu știu, că te-ai pus la slu în, în, slujba Domnului. Știi, uite de, uite de ce de ce o trebuie să suferi, uite de ce... Sau știm că Dumnezeu nu ne-a făcut ca să suferim și nu îi place să ne vadă suferind, dar le, și uite de ce ai trecut pe acolo. Și, și ca să se întărească alții. Dar sunt lecții care trebuie să le învățăm noi, să le învețe și alții. N-avem cum niciodată să încurajăm pe altcineva dacă n-am trecut noi pe acolo. Am ști doar teorie, dar cum să-i spui la un om că te poate ridica Dumnezeu de acolo, doar din teorie. Eu am fost acolo și uite, pe mine Dumnezeu m-a ridicat. Și tu, în momentul ăsta, te poți ridica în numele Domnului Isus. Uite, asta a fost soluția la mine. Poate nu se potrivește la tine, dar cred că Dumnezeu poate să te ridice de acolo. Oh, Doamne, câte. Mai avem multe de spus. Acum uh, vreau să trecem la niște lucruri mai complexe. Suntem într-o perioadă cu multe pregătiri. După cum știți, am uh, început să facem muzică în spaniolă. Deja avem pregătite, mai avem decât să filmăm două cântări pentru copii și avem alte uh, cântări la care le-am dat deja să se facă instrumentații. Uh, avem mai multe cântări în spaniolă care sunt deja... Iar David, ne povestești tu câte avem? <laughs> la care lucrăm? Păi, în spaniolă cred că urmează încă trei încă la trei. care lucrăm. Da, mai sunt aparte de aia încă trei traduse din cântările noastre în românește sunt traduse în spaniolă, deci roșase la care lucrăm. Așa? Da. Și uh, așa pentru grup... Nu mai știu exact. Că sunt mai multe, Unele da? sunt începute, unele pe la jumate. Da. Și cu Eldad Kids, iar avem, cred că două, care trebuie să le filmăm. Uh -huh. Ușor. Pe rând. <laughs> pe rând? <laughs> da. Uh, da. Ne stau provocări multe în față. Și astăzi vreau să vă fac un anunț care e o mare provocare pentru noi. Ne-am rugat mult. Am stat înaintea Domnului. Dumnezeu ne-a vorbit că trebuie să mai facem un pas. Suntem într-un punct în care lucrarea, pe cum vedeți, venim de multe părți. Lucrarea trebuie să propășească, să spunem, în termen spiritual, da? Sau să se dezvolte în termeni naturali, normali. Suntem într-un punct în care ori ne limităm doar la a face, doar cântări. Deja mulți dintre noi din echipă și-au format familii. Mai uh, avem oameni care vin, de exemplu, din Spania și se vor muta aici. Și suntem într-un punct în care trebuie să facem un pas prin credință mai mare. Dragilor, pasul ăsta înseamnă să construim un centru de misiune. Trebuie să-l construim în banat. Aici e cel mai ușor să ne adunăm din toate zonele. Uh, Așa că ne-am rugat, Domnul ne-a vorbit că trebuie să facem, am încercat multe uși să le deschidem, de exemplu, căutând un teren. Am căutat soluții, că am obosit eu. Nu știu ceilalți, v-am obosit cu multe păreri. În uh, momentul ăsta am ajuns la un, un teren care trebuie să-l cumpărăm. Prețul este destul de mare. Terenul costă 150.000 de euro. E greu să-i numeri dar e cel mai bun preț din zonă, într-o zonă foarte bună aici, în zona Timișoarei. În acea zonă trebuie neapărat să dezvoltăm lucrarea de misiune. Ce înseamnă asta? În primul rând, trebuie să avem un loc unde să fie cazați oamenii care vin din multe părți. Imaginați-vă că aici, în studioul ăsta, care are 65 de metri, ne adunăm 20 de oameni și de-abia avem loc. Fiecare stăm pe unde apucăm. Deci ne trebuie loc mai mare. Când vin și el dat kids, am fost aici peste 35-36 de oameni fără grupul mare, da? În care ne-am desfășurat activitatea. Adică la noi în casă, în salon, la noi fiecare mânca într-un colțișor. Ne... Asta e adevărul. De cele mai multe ori vin oamenii și dorm pe saltele. Acum ați văzut-o pe Rahela, că uh, ei fac drumuri tot timpul deci, ei ar trebui să se mute aici în zonă, dar ne trebuie neapărat chirie. Dar noi nu vrem chirie, trebuie neapărat să facem un centru de misiune care să aibă niște apartamente pentru oamenii care vin de la departare. Acum l-așteaptă pe al doilea bebe. Nu cred că se mai poate. Ei au un Opel micuț, ca o cutie de chibrite. Nu știu cum încapă acolo, că și așa, când vin, vin cu multe, multe, multe Ce bagaje. bagaje. Nu știu cum o să încapă și cu următorul bebe, care vine cu... Încă un loc în plus, da? Uh, da, avem nevoie de locuri de cazare pentru uh, lucrarea cu copii. Avem nevoie neapărat să dezvoltăm uh, lucrarea cu copii. Vrem să investim în asta. Dragilor, dacă vrem să se întâmple ceva pe viitor, neapărat în copii, adolescenți și tineri trebuie să investim. Ca să avem viitor. Și de cele mai multe ori pe copii nu putem rupe de, de online. Nu putem rupe de tehnologie și așa că trebuie să investim în partea asta cu tehnologia. Cred că viziunea asta ar trebui să aibă mai multe biserici, sau dacă nu toate, pentru că astăzi nu-i mai găsești pe copii nicăieri decât pe online. Și de ce să nu pregătim materiale atractive pentru copii care uh, să-i învețe despre Hristos? Cum să se apropie de Hristos? Pentru asta ne rugăm Domnului ca să putem face un studio virtual, mai mare. Acolo, în același loc, să nu alergăm peste tot, e foarte multă cheltuială, foarte multă energie risipită. Ne trebuie în același loc să filmăm toate cântările, emisiuni pentru copii și multe chestii foarte frumoase care le avem în minte în viitor, dacă Domnul ne ajută, să le dezvoltăm pentru lucrarea cu copii. Pentru ceilalți mai mari, dacă Domnul ajută și începem această lucrare, Vom dezvolta și uh, studioul de înregistrări. Momentan se face tot la noi în mansarde. Uh, nu e ok pentru toată lumea să vină în mansarde acolo și să. Uh, hai să vedem cum înregistrăm. Trebuie neapărat uh, să punem lucrurile la punct. Uh, ați văzut că nu am făcut multă ajutorare în ultima perioadă. Asta pentru că nu avem loc de depozitare. Aici, în banat, am depozitat în casele a doi comnați. Am mai zis asta de mai multe ori. Și, acum, până de Paști, trebuie să liberăm ultima casă, și mai sunt. mai e foarte puțin timp. Uh, mai sunt acolo câteva ajutoare, așa că ne trebuie neapărat o hală de depozitare. Într-un cuvânt, terenul care vrem să-l luăm va fi o binecuvântare, și din acel loc Evanghelia va ajunge la milioane de oameni. Și ne dorim foarte mult ca să fim o binecuvântare în continuare pentru oameni. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, să putem să fim utili. Mă bucură foarte tare în momentul în care aud mărturii frumoase că Dumnezeu a lucrat. Mai e câte o încurajare și pentru noi, cum zice Andreea. Uh, nu știu. Acum vă întreb pe voi. Cum vedeți lucrurile astea? Că sunt provocări foarte mari. Zic mai sec. Că am văzut că ți-ai luat microfonul. Nu, l-am ținut așa de mai mult timp. A, da? Da. Da. Păi, uh... Spunea cineva că să ai viziune înseamnă să vezi mai departe de viitor, în viitor, și să vezi mai mult decât văd ceilalți. Și mai era și un adevăr foarte, foarte, cum să spun, practic, că viziune fără stăruință înaintea Domnului și fără mijlocire. Sunt numai niște ambiții umane. De aia, eu mi-aduc aminte că am vorbit, am povestit și ne-am pus și ne-am rugat și am ținut post și încă ne mai rugăm și postim ca Dumnezeu să facă cât mai clar viziunea. Și acum, uitându-mă înapoi, mi-amintesc că Dumnezeu prima și prima dată a lucrat în noi. Să creștem mai mult decât am căutat noi, Dumnezeu lucra la noi. Să ne arate unde se deschide ușa, când se închide ușa, când am spus că e ok, ăsta e terenul, Dumnezeu a spus ăsta nu vă duc în altă parte. Deci am căutat multe. Da, am căutat multe. Și dau seama că o lucra Dumnezeu în noi, să ne lăsăm la dispoziția Lui, să ne lăsăm că o lăuziți de El și da, trebuie să ne facem și noi partea, să căutăm. Și Dumnezeu să dea izbândă Deci trebuie să spunem că nu avem resursele astea Că doar terenul e 150.000 de euro. Dar credem că Dumnezeu, ce începe, duce la bun sfârșit. Acum cineva se întreabă, bă, își poate să zică, dar de ce să mai investim noi că vine sfârșitul? Nu? Ați auzit întrebarea asta? Da. Ați auzit-o? Da. Mi-am notat un lucru foarte fain. Zile trecute am fost la evangelizare și cineva a predicat. Și eu, în prima dată, am o întrebare Zic. pe partea asta. Și dacă nu vine sfârșitul? da. S-a predicat din Hagai, știi? La una din evangelizările din zile trecute și profetul Hagai, domnul vorbea prin profet și spune așa dacă cineva se întreabă, mă, de ce să investim în lucrarea Domnului? Vine sfârșitul, nu mai, frate, nu mai e timp. Nu e timp. Hagai 1 cu 4 spune așa, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată. E adevărat că trăim o vreme în care o vreme în care uh, investim foarte mult pentru confortul nostru. Se investește și în biserici. Dar, dragii mei, cred că trebuie să investim foarte mult în oameni. Deci ce v-am spus aici, lucrarea asta trebuie să dezvolte, dar cu ajutorul multor oameni care să vină să ne, uh, ne dea o mână de ajutor. Deci vom, vor fi implicați mult mai mulți oameni. Pentru că suntem într-un punct în care nu mai putem doar câțiva să facem lucrările astea. De exemplu, la lucrare cu copii va trebui cel puțin două persoane să se implice. Constant să fie în lucrarea asta. La lucrarea de ajutor are neapărat cât, câteva persoane care să se ocupe doar pentru asta. Deci ne dorim foarte mult ca... Să investim în viitor, în, în, în oameni. Și mai avem o rugăciune. Asta o am eu în inima mea mereu și mă rog, Doamne, în Vrem ca această lucrare de construcție, dacă se începe, să nu ne consume energia pentru proiectele care ne stau în față. Să nu ne consume nici energia, nici resursele, care nu sunt multe, pentru evangelizările care ne stau în față. Vara asta, dragilor, o să organizăm aproximativ 30 de evangelizări. Aparte de evangelizări, tabere de evangelizare pentru copii necredincioși. Împreună cu echipa Eldad Kids o să organizăm cel puțin una. E primul an în care organizăm o astfel de tabără în care noi și copiii credincioși îi vom implica pe alții necredincioși dintr-o zonă defavorizată din sudul României ca să-L cunoască pe Hristos câteva zile dar pe viitor, dacă vor fi oameni care se ocupă doar de lucrare cu copii, se vor implica mai mult în astfel de proiecte. Deci asta a fost rugăciunea, să nu ne consumăm energia. E, e foarte mult de muncă. David, vreau să ne, ne povestești un pic așa. Ultimele două săptămâni ai stat în studio, nu? Da, nu numai în studio. Nu numai în studio? Da. Ce înseamnă să lucrăm pentru cântări. Mulți oameni. Acum, am primit un mesaj de la cineva zile trecute, uh, i-am mulțumit pentru sfat. A zis, nu credeți că se pot face și altfel uh, lucrările, cumva? Adică, să nu mai investiți atât în aparatură, în, uh, în videoclipuri. Întrebarea asta ne-am pus-o și noi. Da? Trebuie să spunem dinainte că ne-am pus-o. Oare să merită să... Cât timp stai tu în studio pentru... Ai mai spus o odată, cât timp stai pentru o cântare, de exemplu? Păi, depinde, că nu sunt toți disponibili, de exemplu, la o cântare, când o începem să vină toți în aceeași zi să o terminăm. Și venim pe rând, plecăm <laughs> poate mai greu, că învățăm, de multe ori învățăm cântările la la înregistrări, că nu... Uh, cum sunt în nu reușim, părți, avem timp să fac, da, avem nu reușim repeteți. să ne strângem toți, să, să le repetăm înainte cum trebuie. Le învățăm acolo, le înregistrăm. Da, depinde de cântare și de disponibilitatea fiecăruia. Cât durează. Păi da, disponibilitatea fiecăruia depinde foarte mult și de locul din care vine. Nu? Da. Venim din multe locuri. Este un, e un har, nu? Acum mi-a mai, mai, întrebat oamenii, bă, dar nu puteți veni toți din același loc? Nu știu, dacă e o scuză sau nu e o scuză expresia care o am eu de fiecare dată, e greu să găsești pocăiți, oameni pocăiți și pregătiți. Adică să-și dorească și fără interes să facă lucrarea, fără să iasă în evidență. E, trebuie să spun lucrul ăsta că sunt mulți care își doresc să vină să fie vizibili. <laughs> se zicea că e, e bine în spate. Sunt alții care vor să vină să fie vizibili și uh, ne luptăm cu lucrul ăsta, adică sincer, dorința mea e să ridicăm și să promovăm oameni care pot, pot crește frumos, spiritual, decent, fără alte interese și care vor să facă lucrarea Domnului așa, cu, cu sinceritate. Asta e și rugăciunea care o am. Să mă ajute Domnul să fac cu devotament și cu curăție de inimă. Amin. Oh, da. Ce vedeți voi pe, pentru viitor? Cum priviți la lucrările care ne stau anul ăsta în față? Multe evangelizări. Referitor la noua lucrare, uh personal, nu mă văd Hai să pregătită că nu e 100%. Lucrare. 100%. E aceeași lucrare. E aceeași lucrare, dar mai mare, da. da. Cum ai avut totul adică, tot un vis? Da, am visat-o mai de mult lucrarea asta. Îți minte că nu aveam nici microbuzul cel alb vândut când am visat. Bine, am visat atunci și că o să vin de microbuzul și câți bani o să le pe el și exact ca și în vis am luat atâția bani pe el. Și am visat că eram pe un teren foarte mare, deci lucrarea asta era foarte mare și la un moment dat eram echipa dat pe câmpul de lucru și în mijlocul nostru era un altar, un foc un foc mai mic. Și uh, în, în dreapta noastră s-a ridicat alt altar mai mare și trebuia să urcăm pe ăla. Și am zis, vai, să nu lăsăm focul aici jos, că pune viața în pericol, poate a cuiva. Hai să stingem sau ce să facem? Cum să facem? Că eu și -a zis, tu ai zis să nu-l stingem, îl luăm cu noi pe altarul mare. Și l-am luat cu noi acolo focul ăla. Da, Domnul ne-a vorbit mai de mult. Am vrut să zic că încă învățăm lucruri dar personal m a rugat ca Domnul să-mi să dea înțelepciune și să învăț ceea ce trebuie să fac și exact unde Domnul mă vrea um, în lucrarea asta, deși momentan cred că locul meu mai mult e la rugăciune decât în față și să vorbesc. Dar um, aș vrea să fiu de folos și în lucrarea cu copii și să fiu binecuvântare. Asta am vrut să zic, că a intrat într-o lucrare, uneori nu ai lucrurile clare, în totalitate, dar Dumnezeu în, 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 timp, așa, în perioada asta în am stat înaintea Domnului rugăciunei personal, mie Domnul mi-a vorbit, că și am avut foarte multe îngrijorări și în, uh, lupte foarte mari și a spus, Doamne, dar oare e normal să am așa lupte mari, făcând lucrarea ta și do Domnul mi-a adus aminte de versetul din Biblie, e bine să porți un jug, <laughs> da, mi-a vorbit foarte clar și știu că e lucrarea de la Domnului și știu că Domnul ne va crește, ne va uh, uh, sfătui pe fiecare și ne va conștientiza și ne va învăța fiecare ce trebuie să facem și de aici încolo și de aici încolo sigur da. sigur Domnul mi-a vorbit personal, mie sunt încredințată că lucrarea asta de la Domnul și uh, știu că vor mai veni ispite și lupte și poate lipsuri și frământări, dar am convingerea aia și merg înainte pentru că știu că e lucrarea Domnului și e un har că Domnul m ales ca să lucrez aici. Nu-i meritul meu. că eu m-am rugat ca Domnul să-ți vorbească. <laughs> da, mi-a fost foarte greu pentru că alergai foarte mult după teren, și la un moment dat am zis, Doamne, dar nu mai înțeleg de ce trebuie toate astea. și Eu nu pot nu să conving oamenii. Nu pot să-i conving. Ce știu un singur lucru, când Dumnezeu vorbește un lucru, și când ne vorbește la mai mulți, Dumnezeu să ține de cuvânt, acum așteaptă să vadă de fiecare dată că facem un pas prin credință. Am vrut la început. Dacă tot continui pe linia asta cu lucrarea, am vrut la început să ne limităm foarte mult. Am zis că luăm ceva direct făcut, să nu cumva să ne mai consumăm energia pe a construi, pe a... Și Domnul mi-a dat toate planurile peste cap și mi-a zis... La un moment dat m-a sunat cineva care nu l-am cunoscut niciodată și zice frate, dacă tot vrei să faceți lucrarea asta, eu cred că dacă era vorba să luăm o casă care avea ceva anexe mai mari. Și casă și anexe. Casa aia să avem apartamentele de care ziceam și halele pentru depozitare. Și, și zicea fratele ăsta, nu-l nu cunosc nici acum, zice. Eu cred din asta că doar dacă vine Domnul în două, trei luni, se merită să luați și să vă mutați în lucrarea asta. Dacă nu, rugați-vă Domnului că trebuie să vă scoată la loc larg unde să se desfășoare lucrare, să se desfășoare lucrarea pe viitor, că nu știi exact unde te mai cheamă Dumnezeu, ce mai trebuie să faci, în ce direcție să o mai apuci. Ce pot spune că eu sunt doar aici, la îndemâna Domnului. Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Nu e a mea lucrarea. Zilele următoare vom merge. Am vorbit cu proprietarul deja. El, I-am zis că nu avem bani. I-am zis că o să mergem acolo, o să facem o prezentare o să facem o prezentare publică și o să o vadă mai mulți, dar o să mergem și la rugăciune acolo pe teren, până Domnul ne dă. Trebuie să ne rugăm să fie al nostru. Deja m-am interesat de acte, de toate lucrurile. Un frate păstor de aici din zonă cu care, cu care am discutat despre situații a zis, asta e doar binecuvântarea Domnului, nu există altă soluție mai bună ca și asta. Asta mi-a zis-o ieri după ce a studiat actele, că am primit actele de, la, de pe teren. Așa că toată slava să fie a Domnului. Acum hai să ne să revenim la lucrările care le avem de făcut. Perioada asta care ne stă în față. Alergăm mult la multe evenimente din biserici și slavă Domnului, dar pregătim evangelizările de afară. Doar săptămâna asta am investit câți bani și pentru ce? Hai băieți, că voi sunteți cu. Păi, da, cu timpul se mai strică din boxe, nu mai, nu mai sunt suficiente dacă ne se mărește grupul. De exemplu, la evanghelizările de afară ne strângem poate și 10 persoane care cântă și. și mai este mort. nevoie de altă aparatură. Și, da, numai boxele, monitoarele care le-am comandat poate au costat undeva la 3000 de euro. Acum, mulți se întreabă de ce. Lasă-mă să completez un pic și după a continui tu. Noi n-am avut bani să investim de la început și nu am avut resurse să zicem că băi, există bani de undeva ca să investim în aparatura. Am investit pe parcurs, da? În fiecare an am luat câte ceva, câte ceva, pentru că noi facem evangelizări în locuri publice, în locuri deschise. Și de cele mai multe ori trebuie aparatură puternică, nu? Și câteodată am forțat cu lucruri slabe care le-am avut. Bine, la, la început am avut lucruri mult mai slabe, a trebuit să le schimbăm în timp, dar am început să luăm lucruri bune, da, așa, câte puțin. Da. Cine nu nu e în domeniu și uh, nu cunoaște, automat se pare, e prea mult, dar uh, de exemplu, la un concert la oameni din lume sunt sute de mii de euro uh, investiți în aparatură ca să ca se să audă cât de departe sau cât de tare au nevoie, știi, dar uh, cred că Domnul binecuvintează. Am văzut asta după fiecare investiție. Uh, de exemplu, am cumpărat boxele astea, le-am comandat și a doua zi am primit mesaj uh, de la cineva. Că a trimis uh, o sumă de bani aproape cât. Uh, cât am investit. Da, noi. cât am investit noi cu o zi înainte. Rar se întâmplă asta, dar. Da. Și bine, noi n-am luat boxele, știind că cineva dă bani înapoi. Știu că din banii din, uh, cum îi zice, din uh, contul de roni ai misiunii, aproape erau luat toți. <laughs> Și după. Slavă Domnului! Pentru toți oamenii care au înțeles ce înseamnă Evangelizare. Oricât de eforturi am face... Am vrut să zic că pe calea asta le și mulțumim celor care ne-au uh, uh, trimis banii. Nu-i cunoaștem, domnul să le răsplătească. Da, și ne rugăm pentru ei. În rugăciunile noastre ne rugăm pentru toți oamenii care fac parte din această lucrare fără să-i fi văzut vreodată. Mulți au făcut asta. Uh, am uitat ce am vrut să zic eu. <laughs> am, vrut să, am vrut să zic că sunt investiții mari, dar dacă se mântuiește un suflet, oricât să am fi, oricât am lucra, cât am pune umăr, oricât bani s-ar investi, cred că Dumnezeu își face numele de slavă și valoarea ei nu se poate compara salvarea unui suflet cu oricâte hârtii care se numesc bani din lumea asta. Orice avere din lumea asta. Eu am zis-o mereu, o repet, credeți că diavolul nu ne poate da puțin de muncă în plus ca să mai câștigăm niște hârtii, niște bani? Haideți să investim banii ăștia în lucrarea Domnului. Eu cred că e foarte important. Uh, sunt lucruri în care putem investi și sunt veșnice. De exemplu, dacă cineva salvează un suflet de la moarte, acoperă o sumedenie de păcate, spune Biblia. Uh, haideți să ne punem la rugăciune. Cea mai mare investiție pe care o putem face să ne rugăm. Ce alte lucruri mai trebuie pentru turneul de anul ăsta? Pregătim mașinile. Moise, tu te-ai ocupat perioada asta de microbuze, să știți că mașinile se strică deși sunt noi. Da. <laughs> da, am avut câteva probleme cu mașinile și chiar spunea mecanici, mai mulți mecanici ne spunea că trebuie să dăm motorul jos, să facem o chestie destul de <laughs> Iar un motor soară. de mică. Se scoate un șurub care s-a rupt în motor. Și deja primul mecanic asta ne-a spus, al doilea mecanic, tot așa ne-a spus, al treilea mecanic, nu mai știu exact, sau doi, numai doi mecanici am consultat și am plecat la al treilea mecanic să dau motorul jos. <laughs> și au venit și s-a uitat și a spus, nu-l da, nu da jos, încearcă să dai tu partea asta de aici, dă jos, și curăță tot ce ne stă în cale, să putem să lucrăm la el. Și Dumnezeu ne-a dat izbândă. Am dat jos, s-a ocupat el, m-a ajutat, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și nu a fost necesar să dăm motorul jos, era mai multă muncă, mai multe costuri și Dumnezeu ne-a ajutat. Ne-a dat înțelepciune și am făcut-o. Apoi alte ispite și mai multe. Duminica trecută, duminica trecută am fost la zona Radului? Da. da. S-au opri microbuzul de misiune de 10 ori. <laughs> Până acolo. Da, Doamnei Isuse, ce sentiment urât este să fii pe autostradă și să, să mergi, să faci orice depășire prin credință. <laughs> da. Cu multă rugăciune. Da, da. Cu asta ne spunem că suntem dependenți de Domnul. 100%. De fiecare dată încercăm când ne punem la, la drum să ne rugăm, să cerem protecția Domnului, dar vine și ispita. Dar mulțumit Domnului că ne-a binecuvântat. Am reușit să facem și problema asta. Acum merge. La, Acum să mai facem și Pregătim microbusul și pe care, cealaltă, cu pentru care o să cărăm lui. instrumentele la, și la ajutorare, să cărăm ajutoarele și instrumentele și Dumnezeu o să ne dea izbândă și pe partea asta. Sunt și aici costuri, dar slavă Domnului că Domnul se îngrijește. Când e lucrarea Lui, Dumnezeu se îngrijește. Deci trebuie să recunosc un lucru, că de când am mai făcut calcule cu toate și am mers prin credință, Dumnezeu a pregătit toate resursele posibile. Uh, tot Hagai zicea, așa, hai să citesc, că mi-a mi plăcut foarte tare textul ăla din Biblie. Ia să vedem, că eu l-am notat aici undeva. Oare... Uh, Așa. Domnul vorbea prin Hagai și spune așa, al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor. <gânt> Practic tot ce e în lumea asta, tot ce în lumea asta, e al lui Dumnezeu. Dragilor, da, ne stau în față provocări, campanie de ajutorare acum în perioada de Paște. Începem cu evangelizările în locuri publice. E mare nevoie de rugăciune. E mare nevoie de oameni dedicați pentru lucrarea asta și mai zic odată dacă cineva are pe inimă uh, lucrarea de misiune și știe și e încredințat că Dumnezeu o cheamă ca să lucreze, ne poate contacta, nu aiurea, da, că sunt mulți oameni, oare ce pot să fac și eu? Dacă știm fiecare ce avem de făcut, uh, vom veni și vom face ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat să facem. Uh, cel mai greu lucru pentru mine, ca și Om care se ocupă de lucrarea asta de misiune, e să -l găsesc oameni pentru misiune. Tot timpul, mă rog, Domnului, și vă spun sincer că în ultimii ani, Domnul i-a pregătit pe toți, fără ca eu să decid. De asta rugăciunea e constantă pentru lucrarea asta, ca Dumnezeu să pregătească oamenii și Domnul să, să lucreze mai departe. Acum v-am dat câteva detalii tehnice, sper să nu le interpretați rău, că am văzut, totul se rezumă la bani. Nu există lucrare fără resurse. Nu există. Dumnezeu în lucrarea Lui lucrează cu oamenii și cu multe resurse financiare. Acum, dacă vrea să lucreze într-un mod desăvârșit, lucra cu ungeri. Dar a ales oameni cu multe slăbiciuni, ca mine, ca alții. Vă rog să vă rugați pentru noi, pentru lucrarea asta în continuare, pentru fiecare care nu ne i-ați văzut astăzi de aici. Suntem o echipă mai mare, lucrăm de cele mai multe ori cu tineri care sunt la școală. E un lucru foarte fain, pentru că poți să-și dedice tinerețea Domnului și mă bucur că Dumnezeu îi crește, îi crește. Acum ei trebuie să maturizeze puțin mai repede ca și alții, pentru că pe lângă lucrurile foarte faine și experiențele frumoase, să văd și alte lucruri, mai puțin frumoase, alergând în stânga și în dreapta, care poate câteodată te-ar da înapoi, dar mulțumim Domnului că ne ține în mâna Lui. Uh, Acum vă mulțumesc că ați avut răbdare până la sfârșit. Noi mai aveam de spus lucruri. Ați văzut? Când își dau tot drumul, pot să povestească. Dar cu altă ocazie o să, mai, o să mai discutăm. Vreau doar să vă mai citesc un verset și cu acesta o să încheiem. Încolo fraților, spunea Pavel, tesalonicenilor, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este și la voi. Până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!